Președintele Iohannis a acceptat astăzi să vorbească pe larg despre posibila cedare către Ucraina a sistemului antirachetă Patriot achiziționat de România de la americani. Șeful statului a devoalat că se poartă discuții foarte serioase între experții militari privind condițiile în care România ar putea ceda Ucrainei sistemul antirachetă. Președintele așteaptă clarificările experților din apărare, dar precondiționează încheierea oricărui acord. Eu nu accept sub nicio formă ca România să rămână fără apărare antirachetă și fără apărare antiaeriană. În măsura în care în final se cedează ceva, trebuie România să primească altceva. Altfel nu se va face. Slab dotată militar, într-un context armat tot mai amenințător în zona noastră, România face eforturi mari să recupereze decalajul față de alte state aliate. Bugetul apărării a fost crescut pentru cumpărarea de tehnică de luptă performantă și eficientă, iar șeful statului major al apărării face un apel urgent către decidenții politici să grăbească dotarea forțelor armate, ca România să poată reacționa la nevoie. Prognoza pe care o facem realității de mâine include dezvoltări și scenarii dintre care unele indică probabilitatea escaladării conflictelor. Apăsăm în continuare pedala accelerării întăririi instituției apărării naționale. Primul decident politic care îi răspunde șefului statului major este președintele României. Legislația privind achizițiile publice, dar și inflația, îngreunează înzestrarea armatei, explică șeful statului. Nu produce nimeni armamente sofisticate de pe o zi pe alta și nu le are nimeni pe stoc. Ele trebuie comandate, produse, livrate, plătite. Între timp, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky cere insistent aliaților sprijin militar antiaerian. Якщо б патріоти нам передавалися на самому початку, коли дронів було дуже мало, коли вони застосовували ракети, і вони б бачили, що ракети збиваються, вони б бачили, що це унеможливлює їх застосування по глобальне застосування по нашій енергетиці. Не було б ніяких блекаутів. Мало того, ми би могли зберегти максимальну частину, об'єм нашої української генерації енергетики. Але є те, що є. Великий крок вперед, але перед цим два кроки назад. І тому нам треба трішки змінювати парадигму, розумієте? România urmează să răspundă solicitării Ucrainei de sprijin militar. Fără a da un orizont de timp, președintele a anunțat că decizia va fi comunicată după ședința Consiliului Suprem de Apărare a țării. Președintele României și cel ucrainean au avut o discuție preliminară la telefon. Klaus Iohannis a dezvăluit doar că Volodymyr Zelensky așteaptă cu mare interes decizia României.